demonstra că utilizăm eficient acest împrumut. De fapt, de această seriozitate am dat dovadă și până acum. Și argumentul cel mai important este în acest sens că prima tranșă din acest împrumut a fost debursată pentru Republica Moldova și sunt banii în cont. Atunci când vorbim despre acest împrumut rambursabil, este vorba de suport bugetar general. Asta ar însemna că cu cea mai mare grijă acești bani vor fi utilizați în domeniile sociale, în domeniile publice, acolo unde are cel mai mult nevoie Republica Moldova de finanțare.